Bună seara, domnilor, domnilor! Bun găsit la ora adevărului și în această seară deschidem emisiunea cu subiectele zilei. Evident că nu avem cum să nu vorbim despre scumpiri nici în această emisiune, dar mai grav, nu avem cum să, vor... să nu vorbim despre decesele care se petrec în complexul energetic Oltenia acum la început de an. Deja ieri s-a înregistrat al treilea deces al unui salariat din complexul energetic Oltenia, iar politicienii sau decidenții care au puterea să schimbe lucrurile, să trimită acești oameni mai devreme la pensie, parcă sunt impasibili la orice veste neagră pleacă dinspre complexul energetic Oltenia. Evident, compania începe acest an, 2022, sub semnul incertitudinilor. Oamenii sunt dezamăgiți, nu mai au speranță și au ieșit din nou în stradă. De marți au început din nou proteste, Sindicaliștilor, peste 80 de persoane au ieșit în piața prefecturii din nou pentru a atrage atenția decidenților că nu se mai poate așa. În schimb, timpul trece și lucrurile rămân aceleași, adică totul bate pasul pe loc. Ca să fie uh, situația sau pentru a, pentru a o înțelege și mai bine, invitatul meu din această seară îmi spunea uimit că nici măcar prefectul județului, știind că este primul protest pe ziua de astăzi, n-a coborât scările prefecturii pentru a sta de vorbă cu protestatarii. Într-un fel sau altul, guvernanții întorc spatele uh, acestor salariați și, evident, pare că și complexul Energetic Oltenia. Invitatul meu din această seară este domnul Vasile Tivig, îl cunoașteți, a fost aici la Ora Adevărului și nu odată, de mai multe ori, de fiecare dată încercând să atrag atenția că ceea ce se întâmplă în complexul Energetic Oltenia nu este bine și că trebuie să se facă o schimbare. Schimbările, în schimb, cam greu, domnule Tivig. Mulțumesc, bună seara! Bună seară. Schimbările par a fi mai mult în rău decât în bine. Situația pare din ce în ce mai grea, se vede producția de energie vei, deja. Ne chinuim să ajungem până la 800-900 de, de megavați. Și o, o scădere a producției înseamnă și bani mai puțini, evident, și probleme. Nu neapărat bani mai puțin, că dacă facem un calcul la prețul de producție, costul cel mai mare e certificatul de carbon. Evident, că cea mai mare parte din bani acolo ar trebui producând să. Producând mai puțin, avem cheltuieli mai mici. Deja la noi e ceva mai abstract, dar asta e realitatea. Apropo de faptul că certificatele de carbon sunt destul de scumpe, suntem în luna 85. ianuarie, 85 de euro bucata. Am înțeles că s-au cumpărat destul de puține pentru conformarea pentru anul 2021. Nu știm cum s-a cumpărat, că nu s-a comunicat, dar oricum s-au cumpărat. S-a cumpărat s mai ceva, dar ceva și la preț mai bun energia pe, pe Zeu, da. Din păcate, noi avem acelea cu care. Am aflat al altă la domnul Căldărușe, că nu se știe dacă eram obligat să vândem la prețul, și așa cantitate. Până acum zicea da, că credeți? suntem obligați și acum să înduiesc. Dintr-o impreție... dată nu mai sunteți obligați. Informațiile domnului Căldărușe că... sunt corecte pentru că au văzut că au făcut vâlvă și toată lumea s-a întrebat e... de unde vin aceste informații. Eu vă spun că cunosc de cât pe Gabi și nu cred că vorbim necunoscuți. Nu, sunt nicio vorbă. Și Bă atunci ales informațiile, dânsului, informațiile dânsului sunt corecte și atunci ce ne arată asta, din ce spune mm. domnul Căldărușe? Că ni s-a tras o țeapă din nou? Nu neapărat o țeapă, pare ceva mai grav chiar. Și s-a ocupat de vânzări, a cam sabotat întreprinderea. Chiar nu am fost obligați să vindem la prețuri, la prețuri la, atât de mici, că puteam să trend vindem... Trendul era clar, cresc, crescător, crescător. anunțându-se că se retrag certificatele pe piață, că vor fi obligați și... Navaliștii să cumpere, era clar că prețul va crește. Dacă s-a vândut, fără să fim obligați, mi se pare chiar o problemă la cine s-a ocupat. De vânzare. Chiar este un sabotaj? Adică, nu, nu pare, Așa nimic, pare. Nu pare da. ieșit nimic din comun. Ce se vede din afară este că parcă ce și fură singur căciula în astfel de situații. Da, nu neapărat ce, nu știu. Sunt oameni. Eu nu prea place să vorbesc de directorat, da. Se pare că doamna respectivă. Are soțul chiar în firmele care. Au și dumneai, da. acolo, mă rog. Deci nu este o mare o familie, unii câștigă și dintr-o parte și dintr-alta, dintr da, da. adică și făcând parte, fiind decidenți în complexul energetic Oltenia și sunt și la încasare, doamnelor și domnilor. Și Astăzi colegii de presă au relatat un subiect pe această temă. Să nu ne trezim în care legătură și cu Tin firma care se pare că a cumpărat mai multă energie la cele prețuri mici, care am văzut că intră în asociere cu noi. Deci o mare, o mare nebunie. Situația e cel puțin dubioasă. Ca să nu cel puțin clar, dubioasă, iar oamenii la mijloc, asta este dureros. Da, la mijloc suntem noi care ducem greu și toată economia, tot ce se împrăște în alte părți, ca să zic, aia, se răspânge asupra noastră. Deci e din banul noastră. Deci totul se întoarce împotriva Hai, salarii. Așa. Salarii mici, echipamente venite târziu, proastă calitate, totul e pe cărca noastră. Dar vă mai vine să vă duceți la muncă în astfel de condiții? În fine, de am înțeles că nimeni nu are ce face, nimeni nu pleacă vine de plăcere. Că avem obligații, avem copii în școli, avem rate, mulți. Și toată lumea ține cu dinții place, de acest lucru de muncă. Trebuie să te duci la muncă. Te duci înainte. Acum, la final de an, început de an 2022, s-a mai dat ceva. Adică s-a stabilit că se va da o economie la fondul de salarii. Asta Suma mi se banii. pare infimă. 611 lei per salariat brut mi se pare o sumă foarte mică nu, a, e, de companie pentru angajați. Nu, nu, asta nu? e suma care rezultă din ce a rămas, deci economia la fonduri de salarii. El a fost stabilit prin contract, nu poate să o dea cineva mai mare, nu poți afirma că e mai mult. Nu. Deci a nu credeți de. că și aici uh, sunt nu. furați a angajații, pentru că păi se nu vehicula cred. că nu. suma vrea să fie mult diminuată nu. și de, de, de data asta. Păi chiar a fost mai mică decât s-a anunțat să la 11 luni, fiindcă în decembrie s-au lucrat mai multe duble decât... Pedeți, când se face bugetul, se ia în calcul un program de 5 zile, de 6 și până la urmă s-a lucrat la 7 zile mai mult, care implică costul. Cu siguranță. Au că primit... vin foarte mult la 7 zile care nu-și preau rostul pe acolo, e o problemă, într-adevăr. Foarte mulți cu salarii mari care plin de ei sâmbătă-duminica. Da? Dar nu, aici nu, că e economia mai mare, nu. Aleasă deci povești. nu, sunt doar povești care s-au vehiculat e în viață. sumă fixă, să știe cât e bugetul de salarii, să știe cât s-a cheltuit. Doar de a s-a anunțat după ultima lea. Că atât după... a mai rămas. Oamenii și-au primit banii sau urmează acum la Kenzina? Nu, nu știu, nu am primit mesaj. Cred că deci nu, 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 nu că i-au băgat, dar cu siguranță nu, nu a intrat acum vor lichidarea. intra. Acum vor intra împreună Probabil cu lichidarea de pe decembrie. Da. Asta este un lucru bun. Oamenii mai primesc ceva da. la salariu. Da, dar Nu și va acoperă de fapt cheltuiala pe bonuri, impozitul pe tichetele din decembrie. Nici că cei ce pe mere, dai pe pere. Cam așa merge da. situația. La Jilțu ne-a fost acel protest. Ne duce la salariu. Nici la salariu nu ajungem. Vai. Se pare că noi vom figura cu două zile de grevă. Deci vor să vă facă probleme, ca să nu zic așa, adică chestiunea de a probleme. mai face grevă trebuie tăiată de pe listă, pentru că nu Nu, nu, a, nu a fost grevă, deci a fost un conflict, un conflict spontan. A, a, și a ei a vor tăia cele două zile da. în care la JIL s-a protestat? Se pare că nu, eu am luat astichetele de masă și sunt două mai puțin decât am lucrat. A, Se asta pare este că, că voi ieși asta cu două, da. că nu văd care ar putea motiv. Fi. Și Oar vor, mai fi, fi, fi și altele? Vor mai fi și din salariu? Că doar nu taie doar zilele lucrate de deci pe bolul? care nu e salariu oferent. E și s-au făcut tabele, adică s-au știut ce oameni au ieșit la acel protest sau practic intră toată unitatea, fie că oamenii eu, au fost, fie că nu au fost. E o problemă ce că nu intră toată unitatea. Că e dosarul în instanță care l-au făcut în instanță, suntem doar 134. Deci și doar cei de acolo. Păi nu-s nici ea că suntem mult mai mulți și Extraordinar. Deci e o problemă. Dar ca să... Foarte mulți au fost spontați care ce au făcut dacă muncitorii nu au lucrat. Eu zic că și directoratul ar trebui să verifice. Cred că mai mult de jumătate din personal a fost spontat. Ce au făcut dacă muncitorii nu au lucrat? De exemplu, când s-a început activitatea la schimbul 2 miercuri, când s-a început, am găsit liniile făcute praf. Deci nu s-a făcut nimic. Dar totuși o parte din companii sunt spontați. Deci e o problemă. Cred că chiar ar trebui verificat. Și credeți de... că se apleacă directoratul spre nu, o astfel nu, de problemă în atare condiții? Nu am avut această discuție cu directoratul, dar sper să se sezeze în urma emisiunii. Ați ridicat această problemă spre colegii dumneavoastră din sindicat să se facă o petiție, să ceară. Ast astăzi am văzut. Deci astăzi că ați seizat că lipsesc că două, le... două bonuri, de fapt. Exact. Mi se pare foarte dureros că se întâmplă așa ceva și e o modalitate a administrației de a sancționa orice -a ieșire. Gol, exact, da. Orice ieșire din decor a e o problemă salariat. și cu problema nu e la administrație, nu e la sindicatele astea mici de acum, mici, care sunt la nivel de unitate. Problema e la sindicatele ale mari confederațiile care s-au vândut când s-a făcut legea dialogului social. Compor legii actuale, ce nu se mai poate face grevă niciodată că noi trebuie să asigurăm o treime din capacitate. Ori noi la o treime merge, că noi suntem înregistrați cu ceva de, 3.500 parcă de Deci s-a de pe listă tot ce înseamnă da. grevă și s-a făcut cu siguranță, cu intenție, ca oamenii bine, să nu bine, mai au niciun cuvânt. Confederațiile au avut de câștigat, acum ieși ei în stradă că nu le convine. Păi știți că confederațiile ziceau că iasă și ele la încasare și pe chestiunea da. asta cu banii care vin din afară pentru uh, a repara pagubele da. din complexul energetic oltenia. Și da, atunci este de studi, înțeles. Vin și da, 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 și vin consultați. și ei să facă, da da. vin și ei să facă pentru că na, uh, să mai ia Trebuie niște bani, ia că doar ceva, da? dacă au vândut. Uh, pe legea asta a dialogului social trebuie să, să câștige și altceva Dureros, râdem, glumim, dar oamenii sunt afectați Eu ce am văzut în complexul energetic Oltenia este, este grav Au început din nou furturile, oamenii n-au echipamente, se merge din nou cu aceleași mașini proaste în o unitățile proastecă. miniere Apropo Condiții... de, de mașini că mulți toți insistă pe tanchete. Acum nici tancheta nu intră, deci degeaba deci, aici... Deci, simplu, n-ai cum să intri în carieră când este ciocla asta... Eu, personal, de acele dogericuri vă spun că merg mult mai comod în ălea decât într-o tanchetă, unei plin de piare și de alte... Alea, sunt șoferii care sunt mai îngrijiți, sunt curate, deci merg în condiții mai omenești. Cumvit. Dar la cei în carieră, vă spun că nici ancheta nu e. Deci nu poți să intri nici cu Eu am văzut fotografii postate de deci colegii nu, dumneavoastră. subiecte care le știm, deci nu se și va nu schimba. Nu schimbat niciodată. Dar nu se asta va putea, vreau să spun. Cum să vă zic? Sunt unele benzi, într-adevăr, care sunt fixe, stau 10-15 ani, nu să zic că s-ar mai putea băga piatră sau ceva. Dar unele benzi lipabile de ani de ani omuți să investești și să bani în piatră, nu știu dacă și are rost să petrulești. Pentru că nu, nu, merită. Nu se merită, de să mută banda an de an, e haldare, s-au pus băl, să creează sifoane la sifoane goluri de pământ, să duce pământul jos. Nu se merită. Asta e situația, nu... Iar echipamentul, veniți cu el de acasă sau îl cârpiți pe cel care... Cizmele, o problemă. Foarte proastă calitate, deci... Pentru 8. că, pentru că se merge pe un preț foarte redus și nu se mai uită la calitate. Da, asta e licitația și nu am avut o discuție cu domnul Popescu la protecția muncii. Nu le aduce nimeni mostre, s-a schimbat legislația, adică vin cu niște date tehnice, pe niște hârtii. Și, și nici nu ai cum să-ți dai seama tu e de exact la într-adevăr, dacă este calitatea sau nu. Și pe care iau un preț mai mic, că nu știi care e mai bună, care e mai rea. Mi-a plăcut de colegul dumneavoastră, de domnul Manu Tomescu, tot aici la emisiune, ne spunea că s-au scos și buzunarele de la sală. Da, pe ei, de casă eu nu știam mai... ce zic ei. Ei da, aveau da, niște da, da. buzunare laterale, la noi nu era. le-au luat de Da, 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 da. Nu, ni le-au luat. nu Și nu el spunea chestiunea asta și eu am făcut, evident, ochii mari. Ce, doamnă, nu mă credeți-mă, deci pur și simplu salopetele sunt fără buzunare. Au ca să reducă din da. material, să reducă din costuri, inclusiv buzunarele de la salopete Prin, ni le-au luat. Prima ce dată la salopete s-au luat acele dubluri. Avea pe partea din spate și la genunchi, era dubluri ca să ca să nu mai să mult, țină, da. exact, să fie rezistent. Prima dată ălea s-au tăiat. A, și după da. aia restul. În curând o să se taie și și returile adică o să trebuiască să vă puneți Nu, singuri, nu, că cel puțin mai, decât, să mai fac aranjate, mai cât de Mai aranjate, mai... Da, păi Așa, înainte la erau largi, erau acuz, oricum. Nebunie. Deci, asta cu condițiile de muncă și cu condițiile de bă, echipament și astea, cam greu să le mai rezolvi după atâția ani nu, în care toată lumea striga în... aceleași da, probleme. Da, e o problemă pe anul trecut? La Jilț. a rămas. N-au adus, adus pe mărime, au adus mai mici. Vedem acum dacă ne le recunosc pe anul trecut când le luăm. ne a Ne trezează că un an, îl pierdem. Asta trebuie să vedem ce. What? Eu am văzut niște fotografii, nu mai știu dacă erau de la Jilț, de la niște băi ale salariaților, destul de groaznice condițiile, de ce la nu se mai face nimic? e o problemă gravă de tot, e, și o cunoaște și domnul Burlan, că eu am semnalat-o și văd că nu se face nimic. Suntem obligați, 14 oameni pe un șpaler, ne, ne spălăm cu apa la aceeași temperatură. Nu e reglaj la fiecare duș. vine unul îngheța din carieră, de la rece. Apă caldă. Ala de, ala de, rece, că larde, apa la temperatură normală îl alți care săvățați învățați cu ea fierbinte de sânge și sub duș, când vine aparece rece pe tine, urli. e un circ total ce e la jet. E de câțiva ani și văd că persistă. Dar și nu se poate să pui un instalator și să rezolve o Trebuie chestiune 30 de, de, de robineți și schimbate instalația. Și atât de dificil la atâtea sute de salariași? La companie n-ar fi dificil, dar e puțină nepăsare. Deci la sud chiar e la vestiarul al mare al muncitorilor, e o problemă care care nu nu mi se, 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 se pare se ok. Doar prin armată mai aveam așa. De eu, ne spălam toți cu apa la aceași Eu, eu mi-aduc aminte de... Dar de... sunt oameni cu boli de piele, cu... deci da, pur și părere, simplu părere. nu suporți toți o apă la aceeași temperatură. Plus da. că bine e înghesat, altul poate mai mult acolo. Ăla destul duși și dai tu apă rece pe el. Extraordinar. Deci trebuie să fie o comunicare între cei care intră la duș ca să poată să spele cu... Ce comunicare? Veni târziu, vii grăbit, fiecare bagă mâna, vede cardia, se duce la robinetul central, de mai rece. Ăia adesea acolo... Nu știu, nu știu cum ați rezistat atâția ani, vă spun, au meritat. E adevărat că a fost o perioadă în no, care mineritul fost, dacă... era ceva atractiv și în ciuda condițiilor a grele, fost, se lumea se ducea. Și bine. Se câștiga. bine, erau condiții erau Erau și oameni mai mulți, erau utilajele era mai colectiv, era altceva, dar acum pur și simplu este nebunie. Mai credeți în posibilitatea asta de a se angaja oameni? Că toți spuneau da, că vor face angajări. Nu zic că se vor face tot. Se vor face angajări? Chiar dacă tot blochează ei această lege. În doi ani deja să ajunge de... Ia oamenii iasă pe, pe, pe legea veche. deja de la anul. Vor și decreții la pensii. Generațiile 67-68. Și vor și masiv. Și tot va, vor rămâne locuri multe Bine goale, înțeles. Deci, chiar dacă această lege, că tot ne întoarcem la legea pentru care protestați de atâta vreme, no. că ne-a săturat, pur și simplu, ne-am săturat noi. Păi, sus, Să vă, vă vedem ieșind, uite, pe o vreme, din asta, pe, pe un frică, pe avem aceeași soartă de anul trecut. Da, pe zăpadă, pe, pe frig, pe ploaie, uh, pentru a atrage atenția unor autorități care pur și simplu vă ignoră. Deci asta da, Au alte priorități. Șocat. priorități. Autoritățile am văzut că au pus să îngrămădiesc toate pe redevențe. Hai, da, da, asta li s-a aprins acum becul minute. că nu s-au dat redevențele N-au luat suficienți bani, n-au jumulit destul la această companie. Să prin serios. Da, s-a schimbat legislația, chiar primarul de la Cătunele spunea dăunăzi că așteaptă să primească redevența hmm. pentru terenurile afectate de minerit pentru anul 2021. Acum, la pe noua proprietarul de te teren. Se duce la primărie, cu siguranță, Ei. nu se va ajunge la proprietarul de teren. Se duce. Dar nu știu dacă compania va avea posibilitatea să plătească și așa. Păi nu știu, aceste redevențe cred că oricum se plătesc la bugetul central. Am văzut foarte, foarte implicați cu toți primarii. Dar de nu, nu țin cont, lua, în schimb, că pe mie. această lege muncitorii sunt din, la ei de acolo, din comună. Nu au luat niciun primar să-l văd să ia atitudine. Pentru oameni. Exact, pentru oameni, care sunt cetățenii lor de acolo. Dar pentru redevență, acum am văzut că s-ar toți de curând sus. Da, să știți că s-au trezit din zona da, au pornit de această mea. informație. Nu prea Consiliul știa Județean asta. și tot. Da, da, am văzut a. acum în ultima perioadă cam așa a început, Ei, cu cerem bani pentru că, să fim serios, s-au scumpit toate toată, și toată lumea și, se sperie. Și în sălbăticie, când apare un cadavru, apar toată hienele. Lumea, da, sare pe el. apar și hiene și ciori și vulturi. Apropo de, de proteste și de faptul că în marți au început din nou, ați fost în piață împreună cu 80 de colegi, împreună da, cu Manu Tomnescu, cu vechea gașcă, ca să zic da. așa. V-ați strigat uh, nemulțumirile, uh, ați uh, atras atenția din nou că lucrurile... Și vom atrage da, Și are, că lucrurile bat pasul pe ori. loc. Mai credeți, domnule Tivic, că într-adevăr acești guvernanți, că i-am tot scuzat toți. Ba că stați să se facă guvernul, ba stați să se așeze bine pe scaune, ba stați că... Acum sunt cu bugetul, ba că nu mai știu ce. Nu-i prea scuzăm că nu i dau, nu, nu, nu transmit, eu nu, nu te uită. de parte gândul de scuză. Deloc spre legea asta și de ce eu. nu o pun în aplicare? Că eu tot nu înțeleg. Deci am auzit, mergem, facem greva foamei, facem nu mai știu ce. Dar degeaba, că vă alegeți doar cu găuri nu, în tomac. Nu, nu, da, chiar a rămas cu partea foarte afectat de atunci. Păi cred, da. eu de ce zic? Uh, nu a fost degeaba, cred. Nu ieșeai la guvern dacă nu făceam acea grevă acolo. Deci nu. trebuie făcute măsuri, trebuie luate măsuri din astea de foarte grave? proteste nu. Dacă sunt ori, protestele, eu sunt convins că rămâne la și altele. Deci ziceți că protestele sunt singura modalitate de a le atrage, de a, le -a aduce aminte că sunteți acolo dacă și că nu uitați? Arcăl, nu aș fi acela. Și totuși sunt puțini oameni care se alătură acestor Din măsuri păcate, de proteste. Deși sunt român. foarte mulți care așteaptă legea asta. Uitați-vă presurile la gaze. Comentează cine? Nu, toată lumea. Au crescut și cu 60%. La sută. Peste 60% au crescut. Dar Comentează să... cine? Toți pe la Cortex, stradă, pe Facebook. Pe... Doar acolo au curaj. Din păcate. Da. Chiar astăzi am văzut în presa locală că la Turburea un cetățean a vrut să își pună capăt zilelor când a văzut că a primit factura primit la om utilități de, și a de lei. Un om care nu avea posibilitate, trăia din ajutorul social. Cu ce Doamne iartă mă să plătești așa ceva? Ne vin și nouă facturile. Ce ah. facem? Acceptăm? Înghițim? Nu uitați să că acceptăm. Iese ministrul energiei să plânge că plătim factori la hot. Nu, ne spune că să nu mai plătim. Să dar el e votul, votul la... nu el, nu el coordonează energia. Parcă nu e el domnule Tivig, nu Eu zic că nu e asta e cauza. Prețul liberalizate sunt peste tot. Nu, e, nu zic. Eu zic că nu e aia cauza. Păi și nu atunci ce? Deci, De ce? Fără prin fiindcă guvernul convine. Uitați-vă cine produce energie. 80% sunt întreprinderi de stat. Deci toți banii ăștia merg la bugetul de stat. Lor le convine. Prețul la pompă. 60% le-a statul. Deci cu cât se vinde mai scump, cu atât statul e Noi a crescut prețul la motorină de și la vorbim? combustibil, dar statul câștigă și atunci politicienii doar... certificatele de carbon, că vezi, doamne, ne mai plătește și ei, dar plătim și noi, ne mai dau și ei, dar lor le vine întreaga sumă, le vine la guvern, înapoi. Deci... Despre ce vorbim? Apropo de certificate, credeți că anul ăsta se vor da? Adică vor face se același lucru? Se că nu au ce pune loc. Alpenar. Deci vor da, nu? Alpenar. Vor acoperi și de data asta, Alpenar. chiar Alpenar. dacă nu compania au. va cumpăra ceva sau Nu a nu ceva. E... Nu au ce să pună în loc. La această mie de megawat nu au ce să pună în loc. De aia dau, altfel n Când vor dezvolta rețelele de transport, sigur, de interconectare, sigur nu vor mai da. Dar acum se va da. Deci da, aprilie trecem cu bine și da. anul acesta, pentru că va veni din nou cu de da. la guvern. Probabil se va că acoperi. pe vreo 120 de euro când se vor lua. Când se vor da iar la finalul lui aprilie. Când da, când cineva vor are, exploda. Da, guvernul asigură că se achită. Cineva le are pe toate pregătite. Deci are, acel cineva are o încredere extraordinară în guvernul României. Da, deci nimeni este, în țara este, asta nu are încredere este, în guvernul cred că României. Este pentru un copil de clasa 8 -a. Adică dacă da, noi priserici. avem certificate de carbon, ca proștii, doar nu le dăm acum când e prețul mic. Le dăm atunci, pe final, Eu că știm stiu. că ni le cumpără guvernul. Păi e cineva dubte. care are, are încredere orbească în guvernul Eu româniei. ce De, spun? Cred că, că 90% din populația țării nu are că nu încredere este în că Este absolut previzibil guvernul româniei. Nu știu dacă e previzibil sau chiar îți implicați în această amânarea cumpărării. Eu zic că le preferă să le vândă, să le cumpere cu prețuri mari, în așa fel încât cei care așteaptă să le vândă să câștige. Și dublu, probabil și ei din guvern. Ei sunt de acolo, cu siguranță. Și toate cu toate acestea, domnule Tivig, avem oameni buni, oameni din gorj care sunt în instituțiile statului, de la guvern. Avem ministru pe domnul Vulceanu, avem secretar general, tot pe domnul Vulceanu la PNL. Uh, acum vor să pună un ministru la comunicații oh, și, și se vehiculează că tot o, că ai noștri și așa mai departe uh, avem deci oameni. Până acum le dau vina. Domnule, la energie este Anton Anton, este Cutărescu, nu e partidul, e alde, e cutare. Uh, dar acum sunt ai noștri, ca să zic așa, și ce se și nimic. Eu vă ce spun ori? că de când am început acest protest, singurul din guvern care ne-a sprijinit a fost secretarul general Horatiu Gorun. Atât. În rest niciunul. Toți ne-au întors spatele. Horatiu Gorun în ce fel v-a ajutat? V-a ne... deschis o da. ușă până la urmă. Exact. Deci Horatiu Gorun singurul care a ajutat Singurul în care ne-a sprijinit pe, pe protestul nostru. E singurul vorbe. Paparune Mie mi se să pare că nici nu mai e asta să, spună nimic. Ați văzut că este o liniște așa mormântală pe acest subiect. Adică nu mai există garanții. Nimeni vor, nu mai domnilor, stați că luna viitoare. Nu așa A, au da. zis? Da. da. Domnule, mai din... stați un pic, mai un pic așa, mai o zi, două, trei, cinci, dar nimeni de, nu mai că dă ultima Nu o vor face în februarie și o, pace, o vor face în martie. În situația cu o vor face, nu-i poți acuza de alea credință. Pică nu au, sau... par aruncat să dea niște termene, parcă Vorbesc cu copii de grădință. Sunt niște proceduri care nu pot fi încălcate, impun termene fixe prin lege. Dar tu... soluții sunt, domnule Tivind, să fiți dumneavoastră, nu știu, ce trebuie să faci, frate, cu legea? Să o iei de la arhivă și să o duci undeva în să se va aplică. de Și trebuie să faci trebuie de atât de greu să, 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 schimbi, să o pui în aplicare. Trebuie să emită un act acum. Dând deci acele respingeri, trebuie dat un act ceva deci să cineva să scrie o hârtie exact, care să fie trebuie. aprobat să fie aprobată și să zică gata. Că nu acum... vor da nici ăștia la casă de pensii de nebuni alte hotărâri cu invers. Deci, deci cineva trebuie, trebuie să vină un ordin ceva. ceva. Ordine de ministru, ordonanță, ceva trebuie să... Lege. În asta se stă, da? Exact. Deci în mâna omului se stă. Nu trebuie să vină ceva de sus de la da, Dumnezeu. în mâna omului care... care nu vrea asta, cred Care că nu este e un om. problem. Omul care nu e om, e conducător, om nu mai e. Este foarte dureros. Avem parlament, am înțeles și noi gorgenii ca toată lumea, tot sistemul ăsta, birocratica unei legi, de unde ajunge, de la senat, cum trece prin comisia cu tare. Da. Ați v-ați dus pas cu pas cu legea, pentru că dacă nu făceați pe acel no, protest, era, pobre, Amec, era, era oprită și acolo. E deci exact. nu, cred că nici cei de la guvern nu s-au gândit că se va ajunge atât de departe cu legea. Nu, nu, ei Ajuns în camera deputaților, nu mai era pusă pe ordinea de zi. Mi aduc eu aminte eu, așa că pe te -a poziția au poziția 5 au dus-o pe 14, apoi pe ideea că nu va fi discutată. O tot -o... să o pune la etc. Tot să nu o pune. No, adică acolo ne-a ajutat de la foarte început. mult domnul Orban, nu domnul Orban. Pe, apași pe a 14-a poziție, cred că nu mai intră la vot. Așa. Dar ne-a ajutat și a pus-o înapoi pe poziția Deci de a pus-o înapoi. Fiecare pas pe care l-a făcut acest proiect această lege care într-un final a, a devenit lege, a necesitat sacrificii exact, timp drumuri, de la drumul... discuții presiuni oboseală, de... oboseală bă, proteste și așa mai departe un an de zile de proteste și uite că nu s-au terminat da. ciudat și ieșit din comun este că legea este aprobată și nu este pusă în practică asta Put în condițiile și... în care oamenii așteaptă și s-ar încadra și vor să plece acasă cât mai devreme. Dar toți pe, ne acuza pe... atunci că, vezi, doamne, și pe noi și pe domnul Miruță că amendamentul lui Solomon, că dacă trecea la era rezolvat. Uite că s-a făcut proiectul de lege pe același amendament motamo și cu că trebuie modificat, că pe noi nu ne prinde. Că eu am spus-o de atunci, că ăla se reperea la să grupa întâi, nu se referă la noi. Era ceva... o... ceva... a făcut-o pentru publicitate, ce am înțeles că ar fi la Galați, dar eu sunt convins că sunt tot puțini care au fost în grupa întâi și acolo. De deci ce era baruncat așa? Dar chiar așa? Să minți poporul cu televizorul ca să nu zic da, altfel? Da. Adică minți oameni, domnule stați că noi Toți facem... Toți s luat ce... după ce a vorbit Solomon acolo, că dacă trece ăsta gata să rezolvă. Păi nu se rezolvă, că noi n-am lucrat în grupa întâi. Din contră, nu mai beneficiam nici de condiții speciale acolo. Dacă trece amendamentul Extra, lui Solomon. Binar. Deci era o chestie împotriva încadra... salariaților. Era total împotrivă, că automat și chestia cu condițiile speciale se reperea la cine a lucrat atunci, în grupa întâi. Deci nici măcar în condiții speciale nu eram dat. Da, mai rog, nu știu. Fiecare vrea să se agațe cu merite cu asta, să se cu ce dracu' vrea fiecare Pentru ce, ce să îți mai, mai pui la gât în aceste momente? Că până la urmă, oamenii, știți cum e, și cu votul ăsta, Alegerile sunt în 2024, lumea mai uită că ăștia da, da. suntem. Contează foarte mult ce se întâmplă atunci, în 2024. Ziceți că lumea contează, mai contează? Contează că că cont? Ăștia de ne-am pierdut un an de zile pe aceea, nu știu dacă uităm Deci în niciun caz nu îi lăsați așa. Deci Hai faptul de că și-au bătut joc de oameni vor pur și conta zi, da pur. la vot. Și-au bătut joc, deci pur și simplu. Păi PSD-ul, deci amendamentul final, este semnat de PSD-ul și de Miruță. Și USR-ul. Amendamentul care a trecut legea, de ne ne-a băgat în condiții speciale și de ce s-a, unde s-a agățat de a intra și TES. De ce semna și de PSD-ul să vii cu deci tu dai o lege, spui că nu-i bună, că mai trebuie amendamentul lui. Face păi, alt proiect de lege pe amendamentul ălui, Acum constați că le-a spus-o, le-a spus, le spus Părbulescu le-a spus-o și atunci când s-au întâlnit. Că nu e bun pe noi, noi nu beneficiem, că noi n-am lucrat grupa întâi. trebuie modificat. Dar au fost acum niște întâlniri cu la prefectură în care s-a discutat despre chestiunea asta cu legea, tot discuții, I tot pacea, vorbim. Păi, -o vorbe. Trebuie modificat, nu-i nu ca filozofie. Mai trebuie trecut acolo cu două cuvinte și atât. Da. Nu mai vrea să le facă nimeni, nu mai vrea nimeni. Păi, să eu atume. știu că. Domnul Bibuță, acum... în ce apă se scaldă în acest moment, nu mai este la putere. E adevărat. Nu mai are a spus că forma actuală nu o va vota, deci să se doar cei care au fost în grupa întâi. Normal că nu ne ajută. Dar ceilalți știu sau ne trezim că de se ajunge am spus, deci, și, -a spus și, duc, și, când se și la votează pentru no, că așa apă... vin de la partid. Eu pe domnul Mantare când a apărut atunci în presă, deci, luat de salut, a cu el, l -a sunat și i-am spus că nu e bine, dar n-am mai putut modifica atunci pe și trebuie acolo amendamente. Trebuie depus amendamente să prindă care a lucrat grupa întâi și a doua înainte de 2001. Că altfel... Altfel este o chestiune, da, o bombă cu ceas Și pentru... frumoasă, da. dar uneva parte sus și ne ajungem la ea. Oh, doamne. Nebunie. Deci situația este destul de complicată la o, complexul energetic Oltenia. Oh, este ceva ieșit din comun. Eu v-am spus, eu am tot văzut că se întâlnesc, că discută, că nu știu cum. Dar uite, terențe. protestele continuă pentru că nu. nu. nu noi nu vom continua, deci până nu va, vor fi dosare de pensie aprobate, noi vom continua. Acu anunțați acum de ună zi, o zi, două, că a început judecarea primelor contestații da. a deciziilor de respingere a dosarelor de pensionare. O pentru un coleg la au amânat să depună. Ca să depună casa de pensii. Deci au început aceste din dosa, procese. Da. Și mâine ce este cer. altul, colegul Igea, care mâine. Vedem. Oamenii ce cer? Să se pună în aplicare. Articolul să... 56 cu 2 din legea pensiilor. Mai care... exact. Prin excepție, zici, începând așa articolul, din punctul nostru de vedere, trebuie să se pune citească motamot. Să se pune în aplicare motamot, da. legea care Pentru cei cu 25 de ani în condiții, condițiile la articolul 30 aliniatul 1, litera I, vârsta de pensionare se reduce cu 13 ani pentru o vechime de 25. Și la punctul 2, pentru cei la punctul 1, stagiu complet de cotizare este 25 de ani. Au la oamenii ăștia, domnul Ijac, colegul dumneavoastră, ceilalți care au depus astfel de contestații în instanță, au încredere că judecata instanțelor va fi pentru adevăr, pentru acești Sper. oameni? Vedeți, e vreo patru în ropatul să procese. De acest de fel. Este suficient bine, bine, bine. să câștige unul, că nu atunci se creează un precedent. Eu așa da. zic. Dacă o instanță va da știți de cauză în această problemă și va lua, cum a zis dumneavoastră, mot am articolul din lege, D atunci ar trebui să se accepte decizia dacă de pensionare a articolul începe prin excepție, deci nu mai țin cont de ce scrie dincolo, respect ce scrie aici, cum e cu depășirea pe poduri, scrie prin excepție pot depăși biciclete, motociclete, atelaje. Nu scrie că ce culoare sunt sau când sunt la căruță. Excepție și atât, depășești. Extraordinar. Vom vedea, aceste procese se judecă aici la noi, nu la judecătorie, tribunal, tribunal la tribunal, tribunal așa direct. Așa da. Câte acțiuni sunt în Gorj? Aveți idee? Sunt 30 și ceva pe sindicatul Energia, am înțeles, plus ce au mai băgat Pruși și, și ceilalți, da, pentru că au fost peste da. 2.000 de cereri de pensionare da. și toți au primit înapoi decizia, adică... Sunt la și consum. la Craiova, da, eu țin legătura cu câțiva a, și au, la Iași. Au și la merg Deva. pe același avocat, s-au dus pe, același pe același nu. gen de a face acțiunea în instanță, nu, în așa fel. Nu zi, e mota motie care a avocat vedeți, are a, -a gândit-o altfel. Era bine nu, să fie făcut a, și Nu, e exprimarea e altfel, dar... În nuanța este aceea. Aceea și articul, pe, articul 56 cu 2 merg când credeți că vor dura aceste procese în așa fel încât să aibă oamenii un prim răspuns, că nu va fi definitiv da. fondul? Eu zic că prin Marte poți apărea rezultatele de, definitive la Gorj. Până în martie mai merită ca oamenii să-și mai depună astfel de cereri, să primească astfel de răspunsuri? Care este? eu știu, nu în locul lor aș depune. Deci ar trebui depuse da. într-un fel sau altul. Domnule de... ne încadrăm, am așa, există o lege în vigoare, nu e pusă în aplicare, asta e partea de a doua. De exemplu, la un coleg de-a pierdut, n-a avut avocat. avocate, Ai au invocat cei la casa de pensii că n-a depus adeverință că a lucrat în condițiile alea. În schimb, la Hunedoara avem colegi care au acelea adeverințe. Acum să vedem ce zic acolo, ea ce mai invoc. Extraordinar. Da. Asta Asta a fost acum eliberat a prima dată, că -au, apoi și-au dat, și -au seama, au dat seama că fac da, o greșeală și da, greșeală față de mult mult. iubiți da, În da, 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 favoarea da. politicului, în favoarea cetățeanului, da. omului care a muncit atâția ani în companie. le-a impus să nu mai elibereze, dar am coleg acolo care a băgat în instanță. Are acea adeverință. Atunci Săptămâna cum noi ei în considerare dacă ai și o adeverință? Ăștia au zis continuare. că n-a avut adeverința la Gorj. I-a invocat la coleg. Acolo să vedem că ăla are adeverință. Um, adeverință... Eu, fac apel la colegii care sunt în CEU să solicite la companie, dacă Încă meseriile, se face, nu, să, să, să solicite, solicite adeverință la companie dacă meseriile în care au lucrat ei de-a lungul timpului de când sunt angajați ai eu sunt încadrate prin legea 197 în condiții speciale. că mă gândesc că domnul Burlan trebuie să le elibereze, că nu pot să spună că nu meseria de da. lăcătuși mecanic nu, nu e în condiții de speciale acum. Deci, dacă acele meserii în care au lucrat ei, colegii, în perioadele din trecut, sunt acum încadrate în condiții speciale. Să solicite adeverință. Să le aibă acolo, nu se știe niciodată. Exact. Că mă gândesc că directoratul nu poate să zică că nu sunt. Sau e sau sudor sau... Nu ai cum. Da, poate vine un ordin pe unitate și zic nu, a eliberat hmm. niciun document că nu e bine, e nu împotrivă cred, nu. dar credeți că nu se va întâmpla așa? Nu, eu zic că domnul Burlan e destul de vertical nu? Este să știți, apropo de zvonurile legate de conducerea companiei, am înțeles că domnul Burlan ar rămâne, deși existau temeri la finalul anului trecut că ne impun Dolju ne impune da, un pe... nou manager pentru că na, ei vor fruiele să se tragă de la Craiova mai nou Madama, acolo Olguța, noi am plătit energia, căldura încă. Păi, da, și apoi da. a denumirea la firmă și... S-a scăpat pe mâini. Bineînțeles. Deci merge și așa. Se poate, cum să nu. Și de ce nu să vrea să conducă și complexul energetic Oltenia, cel puțin politic? Am înțeles, în schimb, că atât PSD Gorj cât și PNL îl acceptă pe domnul Burlan și momentan. Și domnul punctier. Weber am văzut că asta a declarat. Asta a declarat public. Și că e vorba zis... aia, să fie cum zice, nu cum gândește. <laughs> Siguranță. Deci am înțeles că totuși domnul Burlan ar fi în cărți rămâne pe în continuare în fruntea CEO. Nu o văd ca un lucru negativ, e un lucru bun, hmm. decât să Are vine experiența da, în ar companie. Ar zic. să fim Să punem și în balanță ce doamne asta. Doamne, iartă-mă, să aducem. Nici nu ai pe ce, am, am făcut experimente și nu Destul, au ieșit, n-au ieșit bine. Destule. Dar, în schimb, directoratul va urma niște schimbări semnificative, în sensul că cel puțin doi membri din directorat ai PNL-ului ar urma să facă un pas înapoi, asta pentru că și PSD, ca partener de guvernare, trebuie să-și bage proprii oameni. E bine să apare și PSD-ul acolo. S-a -a no, că domnul Vișan vine. Am văzut că domnul Weber a afirmat public au vrea, chiar dacă e e Ce cu conducerea corporatistă? Eu nu știu ce dracu' nu o respectă sau la ce au dat-o. Sau la de ce nu o abrogă. Adică recunosc lui. că bagă oameni în păi, Adică nu de, e nicio ce? chestie de guvernanță corporatistă. Deci dăm o lege ca să. să ce? Să o avem acolo? Și dacă e provizoriu, mai se închide un ochi, chiar dacă salariile acolo în directorat sunt destul de nu știu, cumpe, eu ca să nu am... zic altfel. Când politicul intervine până la femeia de servici din primărie. Deci e clară. Hai. Dar hai să o asumăm odată. Bă, bă, uite, ăsta e nivelul până la care schimbăm politic. Până la sudor, să zicem, sau până la femeia de servici da, la primărie. Mai de... dar de -a 5 decidenc, jos nu mai trece da, nimeni, da, că da, e e Corect, 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 corect. Hai să ne-l asumăm. Nu că totul e politic, dar... Avem legi, nu? Prin concursuri, de împrejurări, de ce dracu? Cumplit și problema știu, este că nu se am, am ajuns rău de tot cana. Ne păcălim unii pe alții, ne punem căciul Așa am fost tot timpul, domnule Tivin, cu Uite jumătăți astea. de măsură, cu oameni mai puțin profesioniști. Toate astea duc la plăți uriaș. Cu Bine? siguranță. Că noi de contăm ăștia de jos. Nu ei. Ei și dacă plătesc aceeași factură, au de Oamenii simt schimbările astea, adică faptul că, de exemplu, domnul da, Digel, Gianu, Domnul Gigel Gianu, cu experiență adevărat în minerit, a ajuns în directorat, au acceptat, oamenii au înțeles că erau foarte Nu no, interesează multe. să știți că nu interesează, interesează pe nu? nimeni cine, pe cine intră și pe cine e să e asta. în serios. Omul interesează când intră Te Kenzina. Te interesează apăcar, dacă -ă... ai pe ce pune mâna acolo să înlocuiești. Să... Dacă vezi că nu ai ce înlocui totul de armat. Știți ce că este că de 50 de ani. Concursurile astea pe posturi vi se par valabile? Astea de promovare în posturi, de... Nu mă par. Deci acolo este tot concursuri mâna... De de deci concursuri de împrejurări. Deci concursuri de împrejurări. Vi se pare normal să vină nu știu, primarul din localitatea unde este cariera și să zică Nu, domne trebuie să ia Popescu. Și el de normal, la companie să da, zică normal, da, da, da. Nu e normal, dar asta se întâmplă. Deci asta se întâmplă. Plus, nu doar asta. E piatră care a trebuit băgată pe drumuri și... Bagă pe ulițe, prin comune, prin multe lucruri care nu sunt normale în compania asta. Acolo la Mătăsari, cum vedeți că se, sunt, se, se mișcă lucrurile? Acolo există o influență autorității locale în ceea ce privește. Peste tot este, nu? Deci doar... peste tot este, nu? Deci ca să zicem că acolo, acolo. Și Dumnezeu vorbește. Peste tot este politicul peste tot, politicul decide chiar și în cadrul unei companii așa decide, politicul decide și de asta s-a dus dracu' tot. Și noi tragem ponoasele. bineînțeles. Un an 2022 cum îl vedeți așa pentru final vreau să vă întreb, cum vedeți că se va termina anul ăsta care a început sub auspicii destul de gri, ca să nu zic negre v-am spus trei decese a salariaților noi ne-am săturat să numărăm morții din ceva, ca și dumneavoastră la sfârșitul anului trecut, anul trecut, toată lumea nu, atuze, anul zice condoleanțe și mergem deci înainte. Până anul trecut era medie pe la vreo 40 și 43, cam așa. Da, pe an. Într-un an Într -un Era o medie, dar eu zic că anul trecut posibil să se fie apropiat de 100. Și da. mai mult, pentru că sunt mulți pe care noi nu i-am numărat, erau oameni care au plecat cu descurt timp din companie. Nu, și nu aia... mă refer doar din timpul activității. Din timpul activității fost fost fi să fi fost trecut o... cu vederea? Da, au fost trecut cu vederea, că sunt mulți medicale de perioade mai lungi de timp. Și au fost uitați. Deci, da. peste 50 de decese într-un an de zile, ăsta la 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 începem cu 3. Fost mult, păi 3 de ce să nu, zile. Vine o medie de. Postuda. Și toți persoane tinere, eu o așa văd, fi... de la 48, de 52 asta... de ani, mie mi se pare că omul este în plină putere, în plină de posibilitate se să, încă, să încă, să construiești, încă să faci, ai familie, asta, fiecare... ai copii încă mici. Adică nu, nu poți să zici că, că Au, adio de la viață așa... 8 uh... ani de zile lucrează numai noapte. O trime din timp îi noapte. Fără somn, fără Deci toate se adaugă da. acolo. Și totuși, în ciuda faptului a... că s-au depus tot felul de acte medicale. Neregulații, neregulații. Exact. Condiții. Se... Sunt utilaje și de 50 de ani. Când au venit noi, erau 10 oameni, 12 pe ei, pe acel utilaj. Acum că scoapteți, că de dragi, mai sunt 2-3. De ce vorbim? E foarte vă dați seama, la o bandă erau trei oameni, acum ești unul. Din ei no, trei atunci erau doi mărtani de 20-25 de ani, acum suntem toți odorări la 50 de ani. Sub 50 de ani, unul, doi mai găsești pe un schimb. Da, dar știți cum e, la 50 de ani trebuie să fie, să fie așa de călcat cu șenilele, știți? Pentru că zici că la 50 de ani ești în putere și nu știu ce, dar anii ăștia de muncă, 30 la majoritatea, 25 de ani, 28 de ani, 30, peste 30. La 50 de ani își pun amprenta pe, 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 pe un astfel de om pe, care îl îmbătrânește înainte de vreme. Deci la 50 de ani, tu pierzi 12 ore pe zi, pierdem care suntem navetiști. Deci, pe drum. pierdem. Da. Pierdem și tot timpul lumea se zi. ține cu dinții de. lucrăm 9 de ore, 9 ore le pierdem acolo la serviciu, deci, și suntem portați. Încă... Deci, după calculele lor, după programul de lucru și fișa apostul practic Noi 9 ore. ore. la serviciu. Exact, niciun caz, că avem primarea, predarea primirea locului de muncă, transportul la locul de muncă, de la apel la locul de muncă și înapoi la... Și alea se an. adaugă practic la... Prin lege, sunt de considerate de... ore... program de lucru. Prin lege. Da? La noi nu se respectă. La fel cum legea cu certificatele verzi pe energia care o consumă în producție nu se respectă. La fel cum asta cu pensionarea nu se respectă. Cumplit. Vreau să vă întreb și de chestiunea asta cu panourile fotovoltaice, care zic mari, marile soluții care s-au găsit pentru ce o să se facă uh, astfel, astfel de panouri fotovoltaice. Câți oameni vor ajunge să lucreze la panourile la fotovoltaice? Nu ține acolo, nu e cârcota că să vă. Va... Cârcota eu văd că nu s-a făcut până acum. Puteau a, să facă chestia -au asta? Perioarele, Au fost perioadele când s-au umplut atunci câmpurile. De ele, de ele erau finanțate 100%. Noi de aveam terenuri, aveam, era și oameni atunci care putea să le monteze. Corect. Nu s-au făcut ei. De... Nu s-au vrut să de se Vechi manager să-i laudăm când. Când ei n-au a... făcut nimic. Nu au făcut -a nimic. De... De... A fost perioada nimic. când s-au dat grămezi de bani pentru această energie. Fotovoltaice verde. și nu s-a. Noi nu avem cu pe un ideea... sediu de întreprindere un panou. Puteai să pui de la vestiare, să încălzească apa caldă, că tot am vorbit de condițiile exact. de, la, de de genit, și de asta. Până la birouri, până la parcări, până la Munca Să acolo. Putem face de mult, deci. În privința lor, a că că nu s-au făcut. Nu, că... că se fac acum. Că se fac e bine. Mm. bora, Mai... Dumnezeule. Uh, domnule Tivic, v-am spus previziuni pentru 2022. Cum vedeți că Sumbl. se va termina? Sumbl. Va fi pusă în aplicare până la urmă legea asta? Da. Ziceți că da? Anul ăsta. Până la urmă, uh. anul ăsta cu ieșiri în stradă, com. cu, uh, cu amenințări, cu presiuni, no, cu drumuri no. spre București, cu greva foamei. Deci nu au, nu au să se mai amâne să ceva. Nici. Deci... trebuie să pună în aplicare că această Că lege. Că mai să dea o tărăgăna în aprilie încolo, martie, aprilie, mai, dar o vor pune. Deci ziceți că vor vor pune. Atunci invităm cei care cred în cele spuse de domnul Tivig, în, în previziunile astea mai puțin gri, ci faptul, a faptului că cel, în cele din urmă legea aceasta va fi pusă în, în aplicare să vină joi, joi este următoarea joi? zi de protest. Apoi în fiecare marți și joi. Deci în Aici fiecare marți și joi 16. la prefectură ora 16 pentru a La ora a 17 la motru. Da, Iară. deci continuă protestele atât la Târgu Jiu cât și la Motru pe legea privind reducerea vârstei de pensionare. Trebuie să înțelegeți, doamnelor și domnilor, că asta e singura modalitate ușoară da. până în momentul de față de a atrage Altă atenția posibilitate și legală, de a legală, brez... da. spus, nu avem. E legea dialogului social care nu e în noastră. Nu grevă. Cam asta este e în noastră. Da. Deci trebuie să asigurăm o trime din producție. Noi, acum nu merge nici cu o trime, merge cu 20%. Km. Dar prin, prin lege suntem obligați să o trime, dar Sub se poate că nu. Așa e legea făcută, știți? Da. În de în defavoarea salariaților. Mulțumesc, domnule Tivic, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Ar fi multe lucruri de spus despre complexul energetic Oltenia. Poate mulți dintre dumneavoastră zic că am vorbit enorm de mult despre CEO și se vorbește foarte mult în presa locală despre CEO Dar trebuie să ne gândim că deocamdată asigură aproape 12.000 de locuri de muncă Va fi grav când nu se va mai vorbi despre asta CEO va în De Deci este bine să vorbim cât mai putem Aha. încă despre CEO pentru că va veni și vremea, vremea când nu vom mai vorbi despre Complexul Energetic Oltenia Mulțumesc încă o dată, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, seară liniștită tuturor, la revedere! garibi